Sălășenii pot redescoperi viața și tradițiile de la sat în cadrul ediției de toamnă a campaniei Vacanța la Țară. Ajuns la cea de-a 24-a ediție, programul se desfășoară până în data de 31 octombrie. Pensiunile participante oferă prețuri tentante, iar festivalurile și evenimentele de sezon se țin lanț. Cam fiecare an, programul Viața la Țară, inițiat și organizat de Asociația Națională de Turism Rural, Ecologic și Cultural, le oferă turiștilor ocazia de a-și petrece o vacanță tehnită la sat între 14 septembrie și 31 octombrie, prilej pentru a se familiariza cu tradițiile diverselor zone din țară și ospitalitatea specifică turismului rural. Programul Vacanțe la Țară se desfășoară în perioada 14 septembrie-31 octombrie, și presupune de fapt un program adresat tuturor categoriilor de turiști care vor să descopere viața satului, să experimenteze tradițiile și obiceiurile rurale, să aibă o vacanță liniștită într-un cadru natural. Prețurile la fel se adresează tuturor categoriilor de persoane, începând de la 175 de lei de persoană la pensiuni de 2 margarete. La pensiuni de 3-4 margarete, prețurile încep de la 225 de lei, iar pensiuni de 5 margarete la 290 de lei. Tarifele includ 5 nopți de cazare cu mic dejun. Pe sălăjenii tentații de aceste oferte îi așteaptă la pensiunile din mediul rural cămăruri pline de bunătăți, preparate tradiționale, liniște și aer curat. Tentante sunt și prețurile cu mult mai mici decât în sezon.